ziua, prieteni. Voi face un scurt video să vă mai prezint pisoii. Vedeți ce părere au mai crescut. Hera e cam ceartă. Hai mi-ți. Când îi vede. Ce-au luat masa de dimineață. Lăptic și bobițe. Eu zic că am mai crescut. Probabil o să le fac o deparazitare în zilele care urmează. Vaccinul cred că este necesar să le fac. Deși nu ar fi rău făcut și un vaccin. Acesta este cel cu botul alb. Acela este cu boticul negru. Deja explorează tot mai mult. Se joacă tot timpul. Ceea ce denotă faptul că sunt bine, sunt sănătoși. Au condiții bune aici, mâncare, adăpost. Ne-am luat bobițe speciale pentru pisici. Au tot timpul la dispoziție bobițe și apă. Iar seara și dimineața, când mulg, le dau spuma de la lapte. Îmi place foarte mult de ei. Mai ales că îi văd că le merge bine. S-au obișnuit cu microferma. Se duc peste tot. S-au obișnuit cu porcii, cu caprele. Pur și simplu se urcă în iesle caprelor și se joacă. Intră la capre pe la porci. Nici ei nu le au treaba. Astăzi va mai trebui să scot din gunoi de la iezi. A ajuns fânul care nu l-au mâncat până la hrănitoare, până la hrănitoarea în care le dau nutrețul concentrat, cerealele măcinate. Dați-l ce năzdrăvanie. Se antrenează pe când o să vâneze șoricei. Deja circulă mult în jurul microfermei. Sper să nu se ducă prea departe, să-i prindă ceva câine. Celălalt a ieșit în curtea din spate. Uitați-l. Botic negru. Ce faci, botic negru? Deja au burtă. Dacă sunt desătui. Aici e raiul lor. O spațiu foarte mare. Sunt niște alintați. Slăpiz. Nici nu-i pot prinde cu camera. Că sunt de rapizi. Acum, după ce s-au săturat, se joacă. Fiecare dimineață au același program. Cam atât despre pisoi. Nu vreau să mă lungesc prea mult.
Vă doresc o zi bună în continuare și spor la treabă în gospodăriile pe care le aveți. Sănătate!